Bună, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou episod din Utopia. Astăzi suntem aici alături de iubitul meu. Bună, bună! Ce faci? Uite bine, îmi etalez furculița magică. Trebuia să postez un episod, dar nu a avut sunet, așa că o să-l postez acum, adică postez alt episod. Nu uitați să dați un like, un share și un subscribe dacă vă place ce fac și dacă vreți să mai filmez. Și să-mi lăsați în comentarii dacă vreți să mă apuc să joc The Sims 4, pentru că sunt obsedată și mi-a luat un mod foarte, foarte tare în care poți să devii faimos. Wow! Nu știu dacă ați văzut, mi-am pus mai multe flori și au apărut acești... Nu știu exact ce sunt... Arangolemi. Așa, dar străguț și o să-i păstrez, mie îmi plac. Astăzi o să facem rost de invitații pentru nuntă, pentru că, na, trebuie să avem invitați la nuntă. Și nu știu exact cum o să facem asta, așa că o să-mi spui tu. Pentru că eu momentan nu prea știu toate chestiile de pe Minecraft. Așa este. Pe fiecare, o să facem gen niște cărți. Trebuie să ne gândim ce să scriem pe invitații. Uite, astea sunt cărți. Trebuie să fie un mesaj drăguț. Da, pe click drept, așa acolo poți scrie ce vrei. Vai, ce drăguțe sunt. Și doar că trebuie să scriem pentru toată lumea, gen să facem invitații pentru toți de pe server, ceea ce o să trezi destul de mult dacă trebuie să le lăsăm la ei acasă, nu? Păi, da. Da. Deci, prima dată scrii Mirjana și Pain mare și apoi subscrii, vă invităm. Ok. Invităm să ne fiți alături la... Da, ai scris numele noastre mari. Da, da. Okay. Prima nuntă utopiană. Prima nuntă utopiană. Spune nuntă utopiană care va avea loc pe data de bla bla bla, ora bla bla bla, sala de evenimente. La sala de evenimente. La sala de... Cum se numește sala? Dă-i un nume. Nu, cum de evenimente, de nuntă. Bine, zi. Sala de... Dă-i un nume, te rog. Ok, am terminat prima. Nu-mi spune că trebuie să facem... Ba, da. Oh my god. Bun, hai că fac și eu pe asta cea mea, deci mai zi-mi o dată că nu mai știu. Stai așa. Invitație, stai așa. Nu, fie că e ușor, le fac eu pe toate. Bine. Invitație, unde? Către cine trebuie? Invitație... Invitație, nuntă, mamă, easy, gata. Vă invităm să vă vizitați la prima nuntă utopiană, care va avea loc pe data de la ora la sala de evenimente utopiană. Foarte drăguț. Bun. Ok, hai să mergem. Bun. Deci hai să începem, dar fii atentă, știi cum ar fi tare să le punem? Cum? Mamă, hai să sară, deci fii atentă. De ce nu există căsuță poștală? Cutie chiar, poștală? Din... Chiar... Toată lumea a zis de pe server de chestia asta. Dar avem ceva și mai tare. Fii atent, dai așa că tot acum să vezi cât de șmecherie. Da. Bun, ești pregătită? Uite, vezi asta? Uite aici. Da. Și pui așa la fiecare? Mhm. Foarte drăguț. Nu? Mhm, dar îți trebuie chestii de astea, nu? Ce anume? Da, îmi trebuie... Suport de asta. Da, îmi trebuie multe din astea care nu știu exact cât de greu să fac. Acum să mergem la toți de pe server, nu știu de unde să începem din partea asta. Uite-l pe ăsta, vrea să te bată, măi. Gata, no, așa l-ai rezolvat. Bun, și unde punem invitații? Asta e întrebarea. Undeva unde să fie observate, gen, pe unde intră uite, toți? Uite pe aici afară, vine pe aici. Ok, invitație nuntă. Bam, am pus una. Poți să văd? Da. Super. Acum da. Cum... Ah, ok. Așa, bun, bun, bun. Și vom cartea, nu? Exact. Bravo, gata. Da. Forță. Câte cărți am? Nu contează, că mai am eu, oricum mai am eu. Ai, ok. Pe drum trebuia să pun, e pus fix în ușă, dar în păi fine, să vadă. Trebuie să vadă. Înțeleg. Noi trebuie să punem și la Asia aici, frumos. Mă aici rog. Cine e? Cum, noi, cum adică cine e acolo? Acum mergem la periferie. Acum, aici cine stă aici? A, cine stă aici? Hai să vedem. Aici stă Sinner. Uite, am pus eu. Bine. Okay. Îi pune așa pe mijloc. Aia am vrut să zic, pune pe mijloc. Trebuie să observe. Forță. Și aici ce e? E un portal. A, așa. Bun, uite, o să le pun... uite, o să le punem aici. A, cine stă aici? Acolo stă Sam. A, serios? Mhm. Îți place casa lui? Nu. Ce sincer ai fost, de ce? Păi n-are o casă. N-are. I-am pus în mijlocul casei, i-am pus aia casă. Ne place să stea așa în natură?
Cred că da, actually. Și acum punem aici... Mamă, ce frumos e copacul ăsta. Well, am pus invitațiile la toată lumea. Cum te simți acum? Ba, oare le-a văzut cineva? Nu știu. Nu cred. De fapt, s-ar putea că suntem 2, 4, 6, suntem 7 pe server. S-ar putea din... Adică, mă rog, exceptând noi, să le fi văzut cineva, știi? Am auzit că ți-a făcut o mare farsă. Mamă, bă, tu vrei să ajungi până la parcela lor din spate? Bun, aici. Stai tu, atâta aici. Vrei? Da. Doamne, dar stai să numărăm. Ce atâta spațiu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Da, 32 cu astea, asta mi-a zis, că 32 cu 6, 38, adică în total... 38. Stai așa că-ți fac imediat. 38 ori 2, 76 de diamante, domnul Peinuț. Exact, exact. Păi, acum le vrei. Hai, lărgește-o ăla, că vreau ce mergi să le iau din chest. Păi ce să ți le lărgesc? Că spui tu cum vrei, dar eu am fost aici pe... Aaaa... ochiometru, spui tu cum vrei. Bă, te rog eu frumos, scoate-mi și mie obsidianul, că nu mai suport bedrock-ul ăla de pe parcela. Unde? Arată-mi unde. De peste tot, toată parcela are obsidianul. Dar și tu poți să ți-l scoți. A, de fapt, da mă, și eu pot să mi-l scoți, de vreodată. Da. În prima oară uite un stack, stai așa, 76, 76. Un stack, cu încă 4, fac cât? 64 cu 4, 68. Și mai trebuie încă 8. Ok, ia uite viața mea, că suntem plin de bani, vezi? Wow. Wow. Bun, am primit aprobarea de la primar. Și putem să ne lărgim parcela pentru că vreau să facem o piscină, dar n-am vrut să-mi distrug grădina mea superbă cu flori. Ok, bine de știut. Și acum, wow, face gărzulețul cu culoarea mea, care îmi place mie. Făceam pe aici niște curățenie pe noua parcela și am găsit iepurași. Și m-am aruncat cu ei. Da, și ghicișe. Bine, n-am vrea să-i luăm. Păi, logic. Cred că putem să-i luăm cu Lidu. Mi-am aruncat lopata. Prinde-i. Am prins pe unul, stai așa că pe unul l-am prins. Și gata, am prins pe amândoi. Pune-i undeva, că trebuie să terminăm gard. O să-i las momentan aici. Aici am toate animalele. Unde-i Albina? Ah, uite și Albina, am și Albina. Și calul, ce să zic, toate animalele. Am terminat de aranjat această parcelă, uitați-vă ce frumoasă este. Și bătrânul meu a făcut un gard foarte drăguț. Na bine, acum o să mă ajut să facem o piscină. Da, bun, uite, piscina o să înceapă de la tine. Actually, stai așa că nu știu sincer. Dar nu așa aproape de casă. Ba, păi nu pot să fac foarte mult iubire, că altfel, în caz că nu vezi, suntem limitați cu locul, gen, să zic așa, știi? Nu, deci un bloc lasă nu, gen. Dar din greșeală că sparge foarte tare lopățica asta. O să fac complet. Gata, asta e piscina. Bombă. Asta? Nu-ți ajunge? Ce formă e asta? Nu știu, dar e mai interesantă, nu? Așa, nu așa sunt piscinele acum în 2021, nu-mi gen. Nu-mi place chiar așa. Nu. Uite așa, gen. Bine, dar vreau să fie roz. Uite, așa, gen. Chiar arată bine așa piscina, n-ai ce zice. Arată așa chiar arată binișor. Drăguț. Exact, chiar arată binișor. Nu vrei marginile să le facem de altă culoare? Da, gen, vreau facem quartz. Am eu quartz. Asta e tot quartzul pe care l-am. Cât ai așa că nu dau seama cât e. Nu știu dacă ajunge sau nu. Ba, e perfect, chiar ajunge. Nu poți să pui ăsta în piscina lor jos la fund. Nu cred că ne ajunge tot quartzul ăsta pentru așa ceva. Nu ăsta, să-l pui jos la fund, da. O să arate urât, o să arate urât, nu o să arate bine. De ce? O să fie prea încărcată, gen. Bun, am terminat piscina și... Ok. Am o întrebare, ăștia de ce nu urcă, gen? De ce rămân acolo? Cred că le place să stea în apă, habar n-am. Dă-mi teracota pe care o mai ai tu, te rog, că mai trebuie să pun câteva bucățele undeva. Uite! Mulțumesc! Mai aveai binișor, mai aveai binișor. Da. Dar de ce nu urcă? Hai, nu urcați! Băi, deci nu pot să credeți, dați-vă și voi. De ce lovești? Lasă-i în pace dacă vor să stea în apă, na. Extraordinar. Nu știu, ziceam și eu. Lasă-i să stea acolo, să se spele. Ok. Care ce mai vreau să facem? Vreau niște copaci, din aia ce atârnă așa fain. Trampolină! Hip, hip, yay! Gen, ții ce zic? Dar ei chiar vor să locuiască aici? Da, lor le place acolo, aparent. Cred că aici ar fi ok. Da, hai să văd dacă e din... Dar nu e din ăla.
Asta e, cum adică nu e din ăla? Nu, ăla ce curge în jos. Asta e, dar nu curs el în jos, ce vrei să fac? Vrei să-l tai? Hai că-l tai, mai... We give it, na. Dar nu, știi, e ăla ce ale lianele alea ce atârnă acum. What? Nu, un copac, nu ăsta. E ăla ce-l avea acolo, gen... Da, ăla de zice... da. Ăla e de junglă, e bine, nu arată bine aici. Dar mie ăla-mi place. Da, dar nu, de la gen poate să crească doar de 4 blocuri, e mai șmecher ăsta. Bine, pune pe ăsta. Uite așa, e vezi? E cam strâmb. Păi așa e el, ce să-i fac? Dacă așa e el. E drăguț. E drăguț, da, arată bine, da, nu strică. Ne-am place. Păi dai, uite, că altcumva arată căsuța ta. Uite, să vezi. Da, arată super bine. Vezi? Mai trebuie să pun flori și chestii, dar asta o să facem în episodul următor. Păi cam asta ar fi fost cu acest episod, ne revedem data viitoare, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Eu am fost Mirana și vă pup! Mua! Pupi, pa, 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 pa! Pa, pa!